Bună seara tuturor! Ne auzim la radio, ne vedem pe YouTube, pe Facebook. Vă invit în această seară la o discuție inedită, o discuție despre ziua de 1 mai. O să vedeți de ce este inedită, vă explic imediat, vorbim despre istoria zilei. Și despre modul în care a fost ea folosită de-a lungul anilor de politicieni. Ce sens, semnificație mai are această zi pentru noi, dacă mai are vreo semnificație pentru noi? E doar o zi în care sărbătorim munca prin timp liber? Avem încă traumele vestitului 1 mai muncitoresc? Ne-am săturat de chermezele de istorie recentă care au făcut ca această zi de 1 mai să fie mai degrabă sinonimă cu petrecerile acelea câmpenești în care politicienii dau gratis mici? și bere, așa cum am văzut în ultimii ani. Alături de mine este jurnalista Oana Stănciulescu, proaspăt doctor în istorie. Bună seara, Oana! Mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de mine în platoul Europa. F. Bună seara, Madalina! Mulțumesc și eu! Trebuie să le explicăm ascultătorilor că ești exact persoana potrivită să intre în laboratoarele istoriei Pentru că ai făcut o lucrare de doctorat și doctor în istorie Eu aș propune să începem de la nașterea acestei zile De ce a ajuns ea în calendar? De ce are o semnificație care ar trebui să ne intereseze și pe noi? Uh, trebuie să ne întoarcem uh, mult în urmă Și să trecem oceanul Să ajungem în America uh, E o uh, invitație uh, foarte bună <laughs> Da, da mai să să facem mai E mai, da? mai cald, mai frumos uh, În 1886 Au început protestele în Chicago De altfel începuseră și pe la New York Și în alte orașe americane Pentru că atunci în perioada aceea America era o țară foarte industrializată Deci numărul muncitorilor era foarte mare dar și condițiile de muncă erau destul de aspre. Gândește-te că în perioada aceea un muncitor uh, stătea la serviciu cam 14 ore, 12-14 ore. Uh, uh, așa au început protestele. Nu au fost primele la Chicago și nu au fost primele în America. Au fost și în Australia înainte de acest an, doar că acestea au rămas în memoria colectivă pentru că s-au sfârșit uh, tragic aceste proteste. Le ține minte pe asta de la Chicago, a fost un protest foarte amplu, a durat destul de mult, chiar câteva zile. Pe 1 mai însă, cifrele nu sunt clare, s-a întâmplat de mult. Sunt între 65 și 100 de mii de oameni, găsim cifre mai diverse în, în cronici, au protestat pentru a reduce numărul de ore de muncă la 8 pe străzile chicago -ului. A fost în, 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 în debut și aproape până la sfârșit un protest pașnic. Doar că, așa cum știm și din istoria recentă a noastră, nu? o petardă a explodat înainte de finalul mitingului, ceea ce a dus la uh, confruntări între pro, protestatari și erau anarhiști și uh, um, forțele, de, forțele ordine. de ordine. da, uh, S-a sfârșit cu mulți uh, răniți, în jur de 200, și cu morți, și a fost un proces. Un proces în urma căreia patru, cred, de americani au fost spânzurați și sunt istorici astăzi care spun că au găsit dovezi că unul dintre cei condamnați nici n-ar fi participat la acele proteste. De asta America, după patru ani de zile, președintele american a decis ca ziua în care se sărbătorește munca să nu fie 1 mai, pentru că nu a vrut să se asocieze cu acest eveniment tragic, ci în septembrie. Ziua muncii în America este în septembrie, doar că Europa a preluat data de 1 mai și a rămas data de 1 mai până în zilele noastre. Cu alte cuvinte, a preluat simbolic ideea de a sărbători munca uitând sau îngropând undeva într-un cufăr al istoriei și dimensiunea tragică a ceea ce s-a întâmplat atunci în America. Dar acum eu trebuie să înțeleg și poate că e util și pentru ascultătorii noștri să înțelegem ce s-a întâmplat cu importul acestei sărbători în perioada comunistă. Pentru că cred că de acolo sunt și cele mai mari traume ale noastre, ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, unul mai muncitoresc. Mi-amintesc că eram foarte mică, eram copil și uh, erau imagini la acelea, glorioase, uh, organizare, oameni pe străzi. Uh, presupun că nu venea lucrul ăsta dintr-un uh, spirit uh, uh, civic sau din dorința cetățeanului român de rând de a merge în stradă și de a sărbători ce înseamnă munca. Cred că era un pic cam altfel și cred că e bine să explicăm cum stau au lucrurile pe, pentru că mulți dintre cei din tânăra generație poate că nu au studiat suficient sau nu mai cunosc realitățile care au fost atunci. Înainte de asta să mai facem o precizare. Internaționala Socialistă a decis, după patru ani de la aceste evenimente, ca ziua de 1 mai să fie ziua muncii, să fie sărbătorită ziua muncii și s-a sărbătorit și în România, în 1889, dacă nu mă înșel Deci aveam sărbătoarea aceasta înainte de hopul da. comunismului cumva, în istoria noastră? Cumva, atunci a fost organizată de socialiști, cumva nu, nu a avut încărcătura și nici de cum nu s-a sărbătorit sărbătorit ce, despre ceea ce vom vorbi acum în comunism. Da. Dar în perioada interbelică și în anii bunei României cu cei doi regi, Carol și Ferdinand, întâi mai era prima zi de mare, prima, zi, prima, baie, nu? Prima baie mare, ceea ce putem să spunem că înseamnă cumva și acum. Dar a fost preluată de Uniunea Sovietică după Rusia țaristă în 1920 de Lenin, Stalin, Stalin și transformată în ce am văzut noi și am trăit noi pe pira noastră, pentru că modelul s-a exportat în toate țările comuniste, care a fost un model absolut groaznic, îngrozitor și care, cred eu, și o poate avem timp să vorbim, a, rămas, a lăsat urme și în ziua de astăzi. Și venirea lui Dej la puterea comuniștilor, aduși de tankurile sovietice, după 45, 4 decenii am, săr am sărbătorit această zi a muncii, care de fapt a fost o zi de propagandă și o zi dedicată tovarășului Ceaușescu, mai întâi tovarășului Dej, și apoi tovarășului Ceaușescu. Același model a fost. Și un prilej să-și arate dimensiunea, puterea, mușchii, cum ar spune da. românul într-un limbaj mai puțin academic. Păi ca să relatăm așa pe scurt ce însemna exact. pentru cei care nu să au trăit asta. sau nu le-au povestit părinții sau bunicii ce, s ce se întâmplă acum, arăta o zi de 1 mai în comunism, deci și apoi Ceaușescu, ritualul era același. Gheorghe Gheorghiu, deci știi că ziua muncii a muncitorilor, cei doi fiind muncitori la bază, Gheorghe Gheorghiu Dej, fiind muncitor la uh, CFR, celălalt ajutor de Cismar ucenic și după aceea a ajuns și el la fel, uh, Dej, luându-și numele de Dej, pe el îl chema Gheorghe Gheorghiu și a adăugat Dej după orașul Dej în care a lucrat prima oară la uh, atelierele CFR, uh, ajungând ulterior în uh, București. Cei doi stând uh, mai mult în pușcării în uh, anii aceia buni ai României, uh, în perioada interbelică și războiul nu i-a prins pe front, ci tot la pușcării. Bun, deci cei doi fiind muncitori și au creat uh, pro, uh, ei au fost proprii uh, eroi, nu C eroi, părinții glorificării. Evident. Propriilor persoane. Evident. Da? Cultul trebuie, personalității. Evident, trebuia să sărbătorească și să avem și noi eroi noștri, nu? Să-i facem proprii noștri ero eroi ca să justificăm de ce sărbătorim. Și primii cei mai mari, cei mai importanți bărbați ai țării au fost Deci și apoi Ceaușescu. Asta și scria pe pancardele pe care le țineau vieții români pe străzi, de Filin și stând de ore întregi, nu? Cel mai iubit. Cel mai iubit tovară cel mai iubit bărbat, cel mai bun primul nostru bărbat al țării, care se ocupa de bunăstarea țării uh, și a muncitorilor, mine de înțeles, al proletarilor, erau cei doi. Dar haideți să povestim așa pe scurt cum Ce era da, să luăm, în perioada Ceaușescu, pentru că mulți poate s-au născut, erau mici sau s-au născut sau au părinți. Sau care au mai au trăit. văzut de-a lungul mai văzut. anilor imagini din perioada aceea difuzate de televiziune. exact Se mai întâmplă. Exact. Deci, în primul rând, că era pregătită cu zile înainte această zi de 1 mai, care presupunea că fiecare fabrică, fiecare uzină făcea liste cu muncitorii care trebuiau să participe acolo, făceau antrenamente, să vadă cum se decurge, cum decurge ziua cu plicina, uniforme, uniforme, materiale. Uniforme speciale pe culori, fiecare fabrică avea o altă culoare, fiecare avea alt model ca să-i distin, să distință, vezi, să fie vizual foarte frumos când defilează, nu aceeași culoare. Parada. Parada de 1 mai. Deci începea cu mult înainte de 1 mai, dar ziua de 1 mai debuta cu toți acești oameni obligați nu ca să înțeleagă cei de ziua de astăzi. Nu era benevol, adică dacă vroiai te duceai, dacă nu vroiai nu te duceai. Nici de cum, era obligatoriu, era o zi liberă. Ziua liberă s-a dat după. Uh, 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 Hitler a fost primul în care a dat ziua liberă, pentru că a fost preluată de dictator, da? inclusiv de, de Hitler deci era zi liberă dar ziua liberă era abia seara când săraci oameni ajungeau sfârșit și fugeau și ei mâncând pământul prin parcuri prin păduri sau acasă dacă stăteau la țară să facă un grătar. pentru că mare parte din zi o petreceau pe străzi de o parte și de alta străzi erau scoși cetățenii care primeau nu? cu flori, cu urale aceste defilări de asemenea subliniem, erau scoși, scoși pentru că nimeni nu avea Ești un framăt interior să iasă și să aducă omagiu părintelui națiunii Nicolae Ceaușescu, da? Evident, evident. Și îți venea târziu timpul să defilezi prin fața tribunei în care te aștepta dacă erai în București tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășul Nicolae Ceaușescu care a făcut și câteva vizite prin țară, o să spun la final, o să dau două exemple de vizite de 1 mai în alt oraș decât București deci care alegorice cu toți oamenii ăștia venit pe semnătură obligatoriu, trebuiau să treacă prin fața tribunei, să salute, să scandeze erau Acolo tablori Acolo se afla tovarășa, tovarășa. tovarășul și Tovar... mai erau și, și da, alți membri de partid de, de marcă nu? Bineînțeles, tot CCU Nomenclatura... Comitetul da, bineînțeles, tot guvernul era încadrat uh, perechea de uh, toată nomenclatura comunistă, pentru că asta era puterea, nu, verei tot -o vară și nu pe ei singuri, erau, erau cu poporul. Uh, și mi-am amintesc o chestie uh, că am citit la un moment dat. Uh, uh, cine era la defilare? Erau muncitorii profesori elevii. Vedeai elevi de la grădiniță până la liceu, care defilau și uh, cu cravatele, îmbrăcați în uniforme și așa mai departe, sportivii. Trebuia să te lauze timp mai nu doar de 23 august, de 23 august te lăudai cu militarii, cu armata, acum te lăudai cu sportivii, cu artiștii, cu actorii. Ce are țara mai bună. mai bun. Erau cale, care alegorice unde săracii sportivi stăteau și ei și când ajungeau în fața tovarășului tribunei în care era tovarășul Nicolae și cu tovarășa, evident, trebuia să facă în carul ăla care era destul de mic câteva exerciții de gimnastică sau în fiecare ce sportare să-și arunce mingea dacă erau la basket, la hambar, să facă câteva câteva mici mișcări în fața tribunei și mi-am că spunea Nadia Comăneci că a fost și ea pe un astfel de car alegoric în într din într-una din zilele acestea, într-un an, Iliana Stase nu își amintește. Probabil spunea el că era la competiții, scăpase, era plecat mai mult în competițiile de tenis. Deci, Asta se întâmpla pe stradă. În la televizor, era cumva diferit față de tot ce se întâmpla la televizor. Era un program de, do de era două program ore special. Da. De, de, de mai... regulă era un program de două ore. Pentru tinerii care se uită și au dimineața de până greu seara da? non-stop și au și tot felul de alte uh, variante de uh, unde se vadă da, toată ziua non-stop, in... aplicații și filme și ce vor ei divertizment. e bine atunci erau doar două ore seara, e de mai evident că numărul orelor creștea, era programe, erau programe de dimineață, făceau doar o pauză, nu mai țin minte, vreo două-trei ore în timpul prânzului și reveneau mult mai devreme seara, dar desigur că auzeai doar cântece patriotice, erau și emisiuni de muzică populară sau de recitări, unde sărbanii actorii, cei mai buni actori ai României din perioadele respective, trebuiau să recite uh, poezii patriotice adresate conducătorului iubit, Ode. evident, Ode pentru tovarășul și tovarășa Nicolae și Elena Ceaușescu. Asta se întâmpla în, la televizor. Desigur că erau și concerte sau erau la casele de cultură, dar tot la fel, în aceeași notă de poezii și muzică patriotică. Da, cred că e foarte important, ca să nu repetăm greșelile istoriei, să fim tot timpul la curent cu ce s-a întâmplat în istoria noastră și poate că este vina... Nu noastră, uneori, că nu tratăm mai des astfel de probleme, subiecte, ca și cei care vin după noi, noile generații, să știe ce a fost greșit în istoria noastră și să nu mai repete aceleași greșeli. Acum, poate ca tânăr, când te uiți la niște înregistrări cu aceste serbări, ți se pare, wow, ce festival, fain, aveau și ei pe atunci, uite, vedetele lor, gimnaștii, dar, de fapt, în spate era o traumă, era obligativitate, nimeni nu se ducea acolo cu sufletul deschis și nimeni nu se ducea benevol. Era pur și simplu modalitatea prin care sistemul comunist știa să-și pună fiecare cetățean în cușculița lui. Și pentru că tu ești doctor în istorie cu o lucrare dedicată sistemului opresiv comunist și modul în care securitatea a făcut atâta rău în acea perioadă a istoriei noastre, haideți să le explicăm celor ce ne ascultă. Unii sigur știu foarte bine, alții trebuie să știe. Ce însemna viața în sistemul comunist și cum funcționa acest sistem opresiv al securității și cum era pus de fapt în mișcare chiar în perioada unei organizări de asemenea anvergură pentru că pă, nu voiai să particip cu siguranță că securitatea ar fi aflat și ar fi intervenit cumva. De lațiunea, ce armă importantă Nu în perioada aceea Da, era un control total Trebuie să spunem chestiunea asta Plecând de la uh, ziua de întâi Era exact. un control total În sensul că nu puteai să lipsești uh, Și dacă lipseai, dacă nu vrei să mergi uh, Ajungeai la pușcărie într-o temniță comunistă Sau dacă uh, Participai, da după 5 ore de stat în picioare Sau 6 sau 7 Ți era foame, ți era sete Și îndrăzneai să faci o glumă Sau să înjuri Sau cel mai mic cuvânt Supărător, ajungea negreșit în secunda următoare sau a doua zi când se făceau notele informative, ajungeau la securitate. De ce? Pentru că acest sistem opresiv se baza pe rețea, o rețea foarte consistentă de turnători, de informatori ai securității. Tu fiind cu între colegii tăi, nu aveai de unde să știi care dintre care ei din... e turnătorul. Putea fi oricine, chiar cel mai bun prieten al tău. Din păcate, putea fi chiar membru al familiei tale. Am găsit astfel de cazuri, absolut cu tremurătoare. Am vorbit cu Ana Blandiana, scuzați-mă, cu Doina Cornea, când încă trăia, avea, nu știu, 10-20 de dosare, 30 de volume de, de urmărire și a constatat că cei mai buni prieteni care veneau săptămâna la casă erau chiar cei care turnau. Deci... Și acum, cei ce ne ascultă să facă așa o mică pauză, să se gândească cum s-ar simți dacă ar afla că cineva din familie are un astfel de comportament sau uh, un prieten foarte bun de fapt nu era cu adevărat prieten au fost atâtea drame când oamenii au avut acces la dosarele aflate da. în arhivă și au, au, descoperit, au descoperit acolo că tot ce făceau de când plecau pe ușă până se întorceau acasă și uneori și acasă știi, se spunea pe vremea aceea că pereții au orec și de regulă nu se vorbea așa liber, cu voce tare, ceea ce vroiai sau ceea ce credeai. Mai dădeai drumul la robinet, dădeai drumul la radio, ascultai Radio Europa Liberă și BBC-ul sub, vocea Americii, pardon, supernă, puneai radio supernă, dar o, uh, uh, două și povești despre cei mai. Eu am studiat doar primele două decenii, care au fost absolut groaznice, îngrozitoare, un coșmar. Să-și imagineze cineva, eu de tot timpul fac acest. Uh, cu mine îl fac acest exercițiu de imaginație. Dacă astăzi s-ar întâmpla acest lucru, eu cum aș putea supraviețui, să mi se ia libertatea, să mi se ia averea, să mi se ia casa, mașina, absolut tot, să fiu dat afară din serviciu și să nu mai ai posibilitatea să pleci din țară, să vorbești, să nu ai internet, sunt absolut să nu mai ai nimic, să nu mai ai libertate, ca într-o pușcărie, dar granițele fiind granițele țării, nu o celulă. Este un. Mă cutremur de fiecare dată când mă gândesc dacă, și mă întreb tot timpul dacă eu aș rezista, pentru că nu știu cum au rezistat atâția oameni în 45 tineri care erau studenți, care visau, care veniseră din uh, 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 școlii de la Viena și de la Paris. Era o modă atunci să mergi la Paris, să mergi la Sorbona, să fii școlit. Tinerii mergeau și se școleau în afara țării, pentru că uh, la noi erau uh, universitățile înființate, dar nu aveau așa mare experiență. Uh, cum e să ți se întâmple așa ceva? Absolut îngrozitor. Și îți dau câteva exemple. Știi că în, în perioada aceea, uh, normal erau la modă și era ceva obișnuit și normal să mergi într-o bibliotecă, a Franței, ambasade Franței sau Marea Britanie sau la un institut cultural al acestor țări pe teritoriul României, cum sunt și acum, nu? Institutul cultural francez sau german sau atunci toți tinerii care fuseseră până în 45 să cumpru multe cărți sau la evenimente sau filme, se rulau filme, veneau filme în România, filmele care apăreau în Europa și nu numai în Europa, au ajuns pe liste negre și au fost arestați și au sfârșit, evident, fără proces, ca să ne imaginăm că era un proces. Au ajuns la Jilaba, au ajuns la Sigheta, au ajuns la Iud, în temnițe, indiferent că aveau 10 ani, 13 ani, 15 ani, 17 ani. Au fost ridicați de acasă sau de la școli, erau clase întregi. Chiar de curând am vorbit cu un fost de ținut politic care a fost arestat la 16 ani din liceu, împreună cu colegii lui de clasă, pentru că normal e, cum, cum, îți este foarte greu să accepti așa ceva și încerci să te organizezi chiar dacă ești mic, ești elev și mai scrii pe o, mai scrijelești pe o foaie vrem libertate sau democrație sau jos comunismul și încerci să le distribui sau să le arunci printr-o piață, toți au sfârșit la pușcărie. Asta ar fi o, o, o chestiune la care trebuie să ne gândim. Copii, Copii care erau pedepsis pentru interesul lor în produse culturale, unii dintre ei, da? Deși, un film, o revistă, da. o carte. Deși nici măcar legislația comunistă nu zătea dreptul să arestezi, să duci într-o temniță um, un copil, îl mustrai, îl duceai într-o școală de corecție, nici de cum în temniță, pentru că legislația nu-ți permite așa ceva, nici măcar într-o țară comunistă. Dar se întâmpla. Dar se întâmpla foarte des. Pentru că adică cine putea zilnic, să pună sub semnul întrebării nimeni. aceste decizii ai doar gândul că face așa ceva era înspăimântător că urma și tu să ajungi în același context îngrozitor. Evident, iar părinții, cei mai mulți dintre părinții nu știau dacă ce, ce se întâmplă cu copiilor, dacă trăiesc sau nu, se trezau că e acasă după o perioadă. Un episod de coșmar prin care țara aceasta a trecut și întorcându-ne puțin la ce însemna organizarea zilei de 1 mai, Oana ne spuneai că Ceaușescu nu nu a rămas doar în capitală, ci făcea și vizite prin țară. Noi am mai văzut prin filme modul în care ironic se portretizau realitățile de atunci, vopsea lumea, iarba, mutau vacile dintr-o da. parte în alta, da, ca da. să pară că e bogăție acolo și că muncitorul face. Porneai și uh, fructe în copaci. Exact, ca să pare. da. Uh, am găsit uh, niște relatări foarte interesante. Uh, una din ploiești povestește chiar, uh, relatează chiar un ziaristă din zona respectivă când s-a dus Ceaușescu în Ploiești, el dădea foarte mult din mâini, știți dădea din mâini și intrând în Ploiești în, la intrare, la periferie era un cartier cu case și gesticulând Ceaușescu autorității locale au crezut că a zis Ceaușescu să se radă de pe fața pământului aceste case, ceea ce s-a și întâmplat. Au Dumnezeu demolat ale... toate casele pentru că ei, așa, le-a fost teamă să întrebe mai mult, dar acele gesturi pe care le-a făcut Ceaușescu, a zis jos cu casele astea. Și au demolat acel cartier din uh, ploie și au făcut, uh, au crescut niște blocuri. La Brașov a fost și mai interesant, sau mă rog, la fel de interesant, pentru că uh, ce n-am spus era valabil, ce vă să spun e valabil și pentru București și pentru orice zonă în care ajungea Ceaușescu, în afară de faptul că se organiza minuțios ca totul să fie foarte bine, uh, să iasă foarte bine, altfel persoanele care organizau puteau să sfârșească rău, să fie date afară de din serviciu sau chiar și mai rău. Cercetate disciplinare. Cercetate, evident. Intra imediat pe fir securitatea. Erau și verificate. Nu ajungea nimeni în preajma tovarășului și a tovarășei, nimeni neverificat, inclusiv copiii. Iar copilașii erau duși la analize. Copilașii care dau flori, fereau flori tovarășului și tovarășei pe scenă, acolo unde îi așteptau să evolueze toște țenii din zona respectivă, copilașii trebuiau înainte cu câteva zile să ajungă la spital să li se facă analizele ca să nu îi îmbolnăvească pe tovarăș. Pe tovarășul Ele Nicolae și tovarășa Elena. Asta ar fi o chestiune interesantă. Mai ales că am văzut poze după 89 că apar și politice în contemporan cu noi, să spunem, în pozele acelea în care ofereau flori tovarășului. Deci era un control foarte strict al tuturor celor care ajungeau să stea în apropierea lor, inclusiv medical, dar și desigur informativ, pentru că fiecare avea un dosar. Da, pentru că în portretul standard al tiranului este și această dimensiune de paranoia. Da. Ca să subliniem foarte clar cum stăteau lucrurile. Da, e din ceea ce ceea ce am discutat până acum, cred că devine foarte limpede de ce există o traumă atunci când vorbim despre ziua de 1 mai, dimensiunea lui e 1 mai muncitores din perioada comunistă, dar mai există o o parte de poveste urâtă, modul în care post-revoluțional, contemporan, acest zi a fost transformată în platformă electorală de propagandă din nou, de partide, da? Și poate ți-amintești cu siguranță foarte bine că acum în ultimii ani parcă politicienii au mai renunțat, da? A fost și criză, poate că nu a mai mers foarte bine micul și berea gratuite, da? Dar făceau petrecerile acelea, când penește acum câțiva ani, Ioana, când a Rea liderul politic acolo și ținea și un discurs cu micul în furculiță. E absolut car caricatural, desigur, dar cum de a ajuns politicianul să considere că până și ziua de 1 mai, cu toată istoria ei traumatizantă, e bună, totuși, de propagandă? Deja era în conștiința publică, nu în ADN-ul acestei țări, această zi, care, în afară de trei sferturi sau prima parte a zilei, aproape trei sferturi din zi în care se întâmpla ce am vorbit mai devreme, rămâneau câteva ore în care românii se duceau săracii cu ce aveau. Nu erau prea multe produse atunci în magazin de luat, dar câteva ber și ceva acolo de pus pe grătar găseai și socializau, există și fotografii de arhivă, prin parcuri, prin păduri la Cernica, aproape aici de noi, se umpleau pădurile automat. Și această parte a zilei a a rămas și în ziua de astăzi, nu? Am desprins de ea și este chiar și astăzi lumea se bucură de această zi din punctul acesta de vedere. Și de ce au început politicienii noștri după 90? Pentru că primele alegeri din 90 au fost pe 20 mai. Deci iată că 1 mai a căzut în plină campanie Camani electorală. electorală. Uh, Uite, asta nu am reținut-o. Da, Interesant. Da. Și pe 1 mai, desigur că politicienii au preluat această bucurie unde găsești atâția oameni adunați. Dacă nu într-o pădure sau în jur unui grătar când tu poți să vii să faci propagandă. Deci hop și politicianul hop, unde se adună. Hop oamenii. și politicianul că altfel e greu, nu ai prea multe idei cum să îi convingi pe oameni că tu meri să fii votat, pe când acolo, într-o atmosferă relaxantă, la un pahar de vin, de bere sau de regulă de bere, ca și în ziua de astăzi, normal că puteai să spui mai relaxat mesajele de campanie politice. Și au rămas, acu s-a mai diluat Chestiunea asta, pentru că și-au dat seama până și ei. Că vezi, Mădălina, este o diferență între zi astăzi, astăzi, anul trecut a cu doi ani, mai puțin în pandemie, dar și în pandemie, între un mai într-o țară comunistă, fostă comunistă, cum suntem noi, și într-o țară în care nu a existat comunism, într-o țară din Europa, să zicem, occidentală, da. cum îi spuneam noi. Pentru că astăzi este o zi în care. În fiecare an s-a protestat. Se protestează în Franța, se protestează în Germania, în Marea Britanie, acolo unde a existat capitalism și unde muncitorii au știut să-și sindicatele. Să-și apere a, drepturile, da? Da, acolo este o zi în care se protestează în România și în alte țări comuniste, foste comuniste. E o zi în care se duce la iarbă verde. Într-un fel este normal să fie așa, pentru că omul, după. Nu e mult. La scara istoriei, câte decenii au trecut de la. La, uh, comunism uh, nu sunt chiar atât de, de multe uh, ca să protestezi în ziua de astăzi, pentru că dacă le scoate de 1 mai în România, spre deosebire de Franța, românul și-ar aminti vrânevrând ce s-a întâmplat în 89 în 88, în 87, ce trebuia să facă, ce era forțat să facă Dar și atunci uh, nu mai rămas dimensiunea asta uh, Se că și politicianul ăsta uh, post-revoluționar să-l numim așa generic uh, tot o formă de control uh, exersează asupra prea electoratului în momentul în care folosește ziua de 1 mai ca tribună politică, pentru că de obicei aceste manifestări câmpenești erau poziționate în mijlocul unor comunități din păcate mai sărace, mai ușor de controlat, unde și votul este ușor de obținut la schimbul unui mic și a unei beri, deci e forma modernă a controlului mai diluată, mai ușor de înghițit de publicul larg, dar este cam același Concept la mijloc dacă stai să analizezi până la capăt? Păi a trecut puțin timp. Și politicienii din România nu generalizăm, desigur, dar nu sunt departe de mentalitatea de dinainte de 89. Și se vede și în proiectele de lege și cum au condus România. Le place să existe o masă pe care să o manevreze cu ușurință. O masă de oameni mai puțin mai săraci, cu posibilități mai mici de trai, care, desigur. Să se bucure când primesc trei mici și trei felii de pâine. Ne amintim, așa cum spui, câte alegeri nu au fost câștigate cu, cu uh, nu doar mici în bere, cu orezul și zahărul și uleiul și uh, cu cât comunitatea e mai săracă, din păcate, și accesul la educație este mai, mai Da, pregar. În timp ce politicienii din România au uh, și-au educat într-un fel așa electoratul și și-au cumpărat voturile chiar și pe o plasă cu, ce spuneai, produse de bază, în Franța legea s-a modificat din ce în ce mai mult, de pildă nici măcar un pix nu ai voie să dai campania electorată, electorală cetățeanului pe care încerci să-l convins să te voteze. Și ai adus foarte bine discuția despre modul în care ziua de 1 mai este punctată. În alte părți ale Europei, Europa de vest și ai dat exemplu foarte bun Franța, unde sunt frământări intense din cauza modificării legii pensiilor. În primul rând am văzut ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Astăzi, ziua de 1 mai, acolo o Tocmai prin uh, prezența oamenilor în stradă, da, și prin uh, uh, apetența omului cu mai mare accent în ziua de întâi mai să-și spună necesitățile și să-și ceară drepturile. Noi suntem cam departe, nu? De conceptul ăsta. S suntem departe rău de, nu știu când se va întâmpla, nu avem această tradiție a protestului în primul rând, nu avem, pentru că nu am avut voie să protestăm atâta timp uh, și atunci, normal, asta se învață greu și nu au fost încurajați să protesteze nici, nici în uh, România postcomunistă. Uh, nu le-au plăcut politicienilor protestele, ca atare au descurajat. Uh, ziua de astăzi în Franța este pregătită de mult, de cred că vreo două săptămâni s-a anunțat oficial de către sindicate că astăzi, pe 1 mai, va exista un protest în care își vor exprima nemulțumirile cu toate explicațiile date de Macron, de președintele Macron, chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, venite explicații după promulgarea legii și după contestația acestei legi privind pensionarea, dar ei protestează pentru că despre asta este vorba în Europa Occident. Întâi mai este vorba despre sindicate și despre drepturile celor care muncesc. Numai când ai spus sindicate mi-a sunat așa un clopoțel și conceptul ăsta în România e puțin denaturat de modul în care au fost folosite de-a lungul timpului sindicatele de politicieni, da? Că tot la politicieni ajungem și aș vrea să te întreb cum vezi tu că suntem noi acum la zona aceasta de apetență pentru a protesta, dar românul individual nu la nivel de structură, sindicat pentru că iată, numai când auzi de sindicat, probabil că mulți dintre noi se gândesc exact la uh, lideria aceia care la semnalul politicianului mai umplu un autocar cu oameni uh, care și aceia sunt în același context dacă stai să te gândești precum în vremea comunistă obligați, forțați să se urce acolo și să meargă la protest, pentru că altfel își pierd locul de muncă. S-a întâmplat în anii aceștia, da? Nu da. e din cartea de istorie, pagină foarte veche. Și mari lider de sindicat care au sfârșit parlamentarea unor partide de aici și mare Așa încredere este. pe care o au oamenii în sindicate. Nu stăm bine. Din punctul meu de vedere, stăm din ce în ce mai rău. Adică cu te gândi că odată cu generațiile care cresc, cu tinerii, o să învățăm să ne apărăm drepturile dar din potrivă în ultimii ani văd un regres în, din punctul ăsta de vedere pentru că cred că cetățeanul român este destul de deprimat din, din nu are o perspectivă politică și dacă nu ai o perspectivă obosit, dezamăgit, obosit, poate. dezamăgit de tot ce se întâmplă, faptul că au încercat în toți aceștia, în toate variantele posibile de partide combinate și nu a ieșit așa cum se așteptau și vă descurajați, dar trebuie să spunem, mai ales că este astăzi în tâi mai, trebuie să spunem în chestiunea asta. Cu toate astea Mădălina Dobrovolski, românul post-decembrist a protestat când a fost important. Da. A fost important la mineriadă să spele rușinea. A fost important în toată această perioadă în care au ținut România, persoanele particulare, fizice, care au ieșit în stradă pe drumul cel drept. România europeană eu consider că este. Uh îi se datorează și politicului, pentru că și anumiți politicieni în anumite perioade, vrând-nevrând, au decis ca România să fie membra NATO Desigur. și în Uniunea Europeană. Dar cei care au spălat rușina în ultimele decenii au fost cetățenii. Cetățenii au ieșit în stradă atunci când nu s-a mai putut. Cetățenii au, au ieșit în stradă atunci când politicienii au derapat și atunci când viitorul țării era pus sub semnul întrebării. Și cetățenii României, și asta o spune și faptul că protestele din ultimii ani au ajuns, au făcut în lumii. Au fost Corect. apreciate și imaginile cu sutele de mii de oameni pe străzi. Ne uh, 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 Acolo chiar n-a fost vorba despre obligativitatea de participare, ca da. în episoadele pe care le povesteam amândouă mai devreme. Și încă ceva ce a deosebit protestele acestea de protestele de astăzi da, da, da. din lume a fost că nu au cerut drepturi salariale, locuri de muncă nu, și așa mai era departe. Era vorba despre un război Principii. Împotriva exact, de protejarea unor principii, exact. valori. Și asta, asta a uimit lumea. Nu a, noi am protestat în ultimii ani să votăm. Am protestat să, poate, să poată să voteze românii în diaspora Să apărăm justiția, să apărăm și justiția, Ceea ce nu se întâmplase. Nu? Toate protestele, și astăzi, protestele dacă te uiți în toate capitalele în care se protestează europene, sunt pentru uh, drepturi uh, financiare, materiale, sociale, pentru că uh, trebuie să spunem că peste tot, nu doar în România, dar peste tot, traversăm acest an, un an complicat, dificil în care inflația este mare în care situația economică, financiară Aveți este... și războiul foarte aproape exact. și lucrul acesta nu este doar o presiune dar și o mare problemă pentru ceea ce înseamnă economia europeană și mondială în general Oana cu jurnalist, dar și doctor în istorie am călătorit așa din originile zilei de 1 mai, am ajuns în puțină perioada interbelică unde era frumos și soare apoi iată ne-am scufundat în Întunericul comunismului și am văzut și cum au transformat comunismul era să zic comuniștii, politicienii post-revoluționari semnificațiile acestei zile, ne-am uitat și ce se întâmplă în prezent, dar cum crezi tu că va reacționa tânăra generație peste niște ani, atunci când va fi ziua de 1 mai? Pentru că sunt niște modele foarte diferite iată, de sărbătoare pe care noi, ca neam, le-am avut în funcție de contextul istoric pe care l-am parcurs și întrebarea vine și în contextul mai larg pe care îl subliniam ceva mai devreme și anume faptul că poate se studiază prea puțin ce a însemnat comunismul, care sunt traumele acestui popor, cât e de rău să, să nu-ți știi trecutul, că poți să repeți greșeala. Acum îi vezi tu pe tinerii de astăzi și care crezi că va fi perspectiva zilei de 1 mai. Prea puțin spre deloc se studiază. Eu da, am înscris și la un master la Facultatea de Istorie, am făcut doi ani, nu l-am închis, și am văzut ce se, ce se învață. Dar m-am uitat și în cărțile de istorie de la liceu și de la generală. Foarte puțin, Mădălina, foarte puțin se studiază și de regulă le vine rândul înspre vara acestor lecții, inclusiv despre revoluție. Când copiii sunt preocupați de examenele de cele mai multe ori pe care le au sau de vacanță... E și, capitolul și altele. Exact. Și acolo se trece foarte, foarte repede. Dacă schimbăm uh, uh, învățământul, dacă ne preocupă chestiunea asta, atunci avem șanse să uh, generațiile să învețe. Acum foarte mulți tineri pleacă din România. Din păcate, nu se întorc puțini. Dar dacă ar începe să se întoarcă puțin, uh, pentru că, nu, Revoluția de la 48, 1848, uh, perioada interbelică, toate au pornit la tinerii care au fost în străinătate, care au învățat în străinătate la 48 au fost Bălcescu cu toți care au venit de acolo, au văzut revoluția la Paris, au fost pe străzile Parisului. Acum așa se întâmplă cu tinerii noștri. Sunt acolo de întâi mai. Cei care învață la Paris, cei care învață la Londra, cei care învață la Berlin și văd cum se comportă. Dacă s-ar întoarce în țară, atunci ar ști că ei trebuie să își apere drepturile și, drepturile și să aibă voce, să spună ce le place și de asemenea ce nu le place. Pentru că în Dară? societatea în care trăim nu mai e nevoie neapărat de protestul acela în stradă, care poate de natural înseamnă protest și să știi să nu accepti atunci când drepturile tale nu sunt respectate. Avem atâtea instrumente, rețele de socializare, pentru ei e mai simplu să-și exprime punctul de vedere și să se așeze în societatea acolo unde cred că e corect să le fie locul. Vor face asta? ca să închem optimist, eu sper să și trag de că se va întâmpla. Uitându-mă astăzi la cei care au protestat în Franța, sunt foarte mulți tineri. Majoritatea sunt tineri, pentru că asta e și discuție. Cum, de ce protestează tinerii? Pentru că mai durează până ies la pensie. Adică de ce protestează la 20 de ani când o să iasă la pensie la 65? Pentru că interesează. Pentru că interesează. Mulțumesc foarte mult, Oana Stănciulescu, jurnalist, doctor în istorie, pentru această discuție interesantă despre semnificația zilei de de 1 mai, le mulțumesc și ascultătorilor, să aveți o seară liniștită.